De unde avea iepurele doi galbeni, nici eu nu știu, dar povestea spune că, într-o toamnă, iepurele pornise spre un iarmaroc vestit. De mult se gândea că ar sta bine cu o pălărie albă ca pana de păun și cu o scurteică verde, e, dar nu pentru asta se grăbea el spre iarmaroc, ci ca să-și cumpere ceva pentru un călțat, că era desculț. Începuse răploile de toamnă, vântul împrăștia frunzele pe poteci și frigul începuse să-l strângă de picioare. De aceea își înfundă pălăria veche până peste urechi, își strânse zăbunul pe trup și iuți pasul ca să ajungă mai repede la iarmaroc. Și cum mergea iepurele uitându-se când în dreapta, când în stânga, ciulind urechile la orice foșnet, iată că mai spre seară se întâlni pe o potecă cu Ogarul. Ogarul era gras, voinic, îmbrăcat într-o șubă călduroasă și purta în picioare niște ciuboțele nou-nouțe. După ce își dădură binețe ca doi călători de treabă, o porniră împreună prin desișul pădurii. Iepure lui îi se scurgeau ochii după ciuboțelele ogarului, pentru că toare mai erau frumoase iar lui îi era strașnic de frig la picioare. Cât ai dat pe încălțări?" întrebă Sfios iepurele. Doi galben cât să dau," îi răspunse fudul ogarul. mă duc și eu la iar maroc," adăugă iepurele. Mă duc să-mi cumpăr și eu ciuboțele." A, păi tot acolo merg și eu, am treabă cu un negustor," A, ciuboțele se găsesc câte vrei, numai bani să ai. Am, am doi galbeni, spuse iepurele. Ogarul nu zise nimic, ci și răsuci vârful mustăților ca și cum lui nu i-ar fi păsat câți bani are iepurele. Și-au mers ei așa, au mers, până s-a întunecat de-a de Drumul nu se mai vedea bine și o ploaie rece și deasă se abătu în calea lor de-i obiectului bietului iepure dinții de frig. uite ce zic eu cu metre, vorbi ogarul. Te văd desculț. Și apoi e noapte și frig. Mai ai și bani la dumneata. Bani am și eu. Și cine știe cu cine ne putem întâlni? că pădurea este plină de tâlhari. Iepurele, ciuli urechile, își strânse mai tare zăbunul pe el ca să simtă banii ce avea în buzunarul de la piept și întrebă. Și ce ai de făcut atunci? Păi de ce sunt pe lume hanuri? Pentru vreme de noapte, pentru adăpost. Știu pe aproape hanul ursului. Eu zic să mergem la el, Dormim acolo și pornim mâine dimineață. Poate până atunci mai stă și ploaia. Iepurele nu a avut cotro și l ascultă pe ogar. Scuturându-și luleaua de ușa hanului, moș Martin îi primi tare bucuros. Mmm, ce vreme rea, nu te-ar lăsa inima să lași pe cineva afară. Ho, oh, și dumneata mai ieșit și de sculț. Hai treci lângă foc să-ți mai încălzești picioarele. Iepurele se apropie gribulit de vatră. În afară de ei și hangiu, nu mai era nimeni în han. Moș Martin ieșa din când în când afară și se uita de-a lungul drumului să vadă dacă nu cumva se mai îndreaptă spre hanul lui Niscaiba călători. Eu zic să cerem ceva de mâncare," spuse ogarul, și ceva de udătură. Cere dumneata cu metre mie, nu mi-e foame, și apoi nu am niciun mărunțiș, că dacă schimb un galben rămân toată iarna desculți. Hei, ciudat mai ești cu metre, dar cine ți-a cerut, mă rog, să-mi schimbi galbenii? Pentru plată am eu bani destui, că doar nu mă voi lăcomi la un sărac ca tine. Și întorcându-se Moș Martin în han, ogarul spuse. Ei, Moș Martin, dă-ne ceva de îmbucat și de băut. Am niște plăcințele. Aș mânca și eu din ele. Am friptură, faguri de miere și vin de stafide. O dâne de toate și din toate cu metre, spuse ogarul, lingându-și buzele. Moș Martin își puse șorțul pe dinainte, ca un hangiu adevărat ce era, și prinse aduce bunătățile. Ogarul început să înghită cu lăcomie, bucată după bucată. Iepurele se rușină și abia-abia gustă și el o bucățică de plăcintă cu varză. Și poate n-ar fi gustat deloc dacă nu l-ar fi poftit ogarul. Mănâncă cum e, trecă de la dumneata, mănânci! Ogarul parcă nu mâncase de o lună. Așa îi trozneau fălcile și îi umbla limba în gură până să-și fumeze moș Martin Luleaua, ogarul mâncă toată mâncarea din han. La urmă ceru o cană cu vin de stafide pe care o bău pe nerăsuflate. Iepurele se uita mirat. Se minuna și moș Martin. Măi, mă, încă n-am văzut un drumez mai flământ ca dumneata. Să-ți fie de bine, ogarule. Și -a cu vorba aceea, frate, frate, dar brânzai pe bani. Ați mâncat și băut? numai bine de doi galbeni. Ogarul prins a se căuta prin buzunări. Căuta prin buzunările de la pantaloni, căută la șubă, dar degeaba căuta. Nu avea nici un ban. În cele din urmă îi spuse iepurelui. Uh, plătește dumneata cu metre. Cum? Cum să plătesc? Așa ne-a fost vorba? Uh, plătește că am uitat punga acasă. Îți dau eu banii la iar maroc. Am să mă împrumut la un prieten negustor. Cum? Vai, ce mă fac? Să rămân de sculți? Ogarul începu să râdă pe sub Moșmartin Moș Martin își ieși din fire. O mie să nu-mi îmblați cu de-astea, da? Plătiți că altfel am eu act de cojocul vostru. Uh, el uh, m-a poftit la han, el m-a poftit la masă, uh, uh, spuse chicotind dogarul. El să plătească. Nu e adevărat, moș Martine, eu n-am mâncat mai nimic. Vine iarna și dacă plătesc rămân desculți. E, că doar noi încălțai toți desculții din lume. Ca am mâncat și băut ogarul e drept, dar lucru curat nu e aici. Acum îmi dau eu seama ce fel de mușterii mai sunteți. V-ați sfătuit să-mi faceți pagubă. Și moș Martin apucă un ciomag pe care îl ținea pitit pe după ușă, pentru asemenea călători, și îl ridică spre ogar. Ogarul îl arătă pe iepure. Iepurele văzând ciomagul, începuse să tremure de frică și de voie de nevoie, scoase din buzunar băsmăluța în care avea legați cei doi galbeni și plăti ursului. Moș Martin se uită la ciuboțelele ogarului apoi la picioarele goale ale iepurelui mârâi ceva și luă galbenii Ogarul își șterse mustățile, se culcă și a dormit fără grijă Moș Martin, văzând că nu mai vine nimeni la han, se duse și el în odaia lui să se întindă pe o laviță Numai iepurele nu se culcă Cum putea să doarmă? Rămăsese fără bani și de afară vântul se auzea mai furios și ploaia bătea în ferestre. De necaz, iepurele început să plângă pe înfundate, cum de se lăsase păcălit de ogar. Ofta și se gândea că în curând va veni iarna, vor fi viscole și zăpezi mari, va fi mult mai frig, iar el va umbla zgribulit și desculț. Ogarul sforăia într-o odaie Moș Martin în alta, numai pe bietul iepure nu-l prindea somnul. Și a stat iepurele, a stat până la miezul nopții. S-a tot gândit, s-a tot răzgândit ce să facă, ce să dreagă. Parcă vedea cum desfăcuse băsmăluța și dăduse lui Moș Martin banii, cum ursul stătuse o clipă pe gânduri, uitându-se când la ciuboțelele ogarului, când la picioarele lui de parcă ar fi voit să-i spună ceva. Dar ce anume? Deodată, în mintea iepurelui se făcu lumină. Își șterse lacrimile și intră în odaia ogarului. Ciuboțelele erau puse lângă sobă să se usuce. Nu mai stătu pe gânduri. Încălță ciuboțelele ogarului, păși încet ieși din han și ține o băiete tot într-o fugă. Mi-am făcut singur dreptate, se gândea iepurele, afundându-se tot mai mult în pădure și în noapte. <gântu -se> Spre ziua se trezi ogarul și voi să se încalțe, dar ia boțelele de unde nus. Moș Martin, ivindu-se în prag, dă din umeri. Ogarul nu mai zăbovi la han, ci porni să-și caute încălțările se cunoșteau bine urmele din noroi și începu ogarul a fugi și a fugi pe urmele iepurelui. La început îi venea tare greu, el era gras, de-abia se mișca, dar încetul cu încetul prinsa se subția la alergătură. Nu după multă vreme îl zări pe iepure pe un deal. Ține-te după el! Au fugit, au tot fugit prin pădure, peste ogoare, peste dealuri, hăt în zare, Ogarul gâfâia și se subția. Iepurele tot mai sprinten se făcea. <gântu -i> trecut toamna, trecut și iarna, a venit primăvara, apoi veni și vara și fuga lor nu mai contenea. Se zice că pe iepurele din poveste, ogarul nu l-a putut prinde. Dar de atunci, cum vede ogarul un iepure? Cum se ia după el cu gând să-l prindă și să-l descalțe?